Aș vrea să dau cuvântul invitaților mei din zona politică, pentru că am vorbit și în prima parte a emisiunii cu jurnaliști, analiști politici despre ceea ce înseamnă în acest moment Schengen în spațiul aerian și ce ar fi însemnat, domnule Bușoi, să fi mers până în Grecia cu mașina și doar să vă opriți în benzinării, să alimentați și cam atât. Nu doar în Grecia, sunt mulți români care merg, sigur, se apropie vara și suntem inspirați de temperaturile neobișnuite din aceste zile, dar sigur, foarte important, românii care pleacă în vest și sunt momente de maximă aglomerație în vămi, plus marea miză economică a transportului rutier de mărfuri, care evident odată cu intrarea României în Schengen ar putea crea oportunități foarte mari pentru economia românească și sigur scăderi semnificative de costuri pentru firmele care deja produc în România și exportă în vestul Europei. Se va întâmpla anul acesta, toată lumea e mobilizată în această direcție. Sigur că au fost poate și probleme legate de clasa politică, de MCV, de corupție o perioadă, deși nu scria niciunde în tratat, dar putem să înțelegem anumite rezerve ale unora de-a lungul timpului. Odată cu ridicarea MCV-ului, cu reformele făcute în justiție, ele n-au mai fost justificate și cel puțin de un an chiar nu mai e nicio justificare și nicio vină. A fost și este în continuare pur și simplu încăpățânarea unui cancelar și unei părți din elita politică din Austria, evident în fața unor alegeri și pentru europarlamentare și pentru Parlamentul Național în această toamnă, pe o stare de spirit, pe o problemă creată de migrație ilegală, care nu trece prin România, ci are alte rute către vestul Europei, dar toate aceste pretexte, plus anumite mize economice care de-a lungul timpului au influențat poziția unor țări, știți bine toată discuția legată de Olanda și de porturi, toate discuțiile legate de Germania, de Franța, acum de Austria, toate au generat această situație nedreaptă în care, deși eram din punct de vedere tehnic gata de intrarea în spațiu Schengen, deși ne suntem cu frontiere mai securizate decât poate frontierele maritime ale Italiei, Spaniei, Greciei, a trebuit să stăm în afara spațiului Schengen. S-a făcut un pas, o jumătate de pas, cum vreți să... E un pas? E un pas important, pentru că, dincolo de faptul că totuși impactul este doar asupra celor care circulă cu avionul, câteva sute de mii, poate milioane de pasageri, unii circulă de mai multe ori, de asta uneori e dificil să facem o măsurătoare exactă, doar să luăm numărul de pasageri. Sunt și călătorii care merg foarte des în țările europene. Totuși, plecându-se din România fără control pașapoarte, va fi mai ușor de acceptat că și granița terestră. Plus că e un test și pentru autorități. Eu știu că poliția de frontieră este foarte bine pregătită. Astăzi a fost duminică, nu au fost și zilele următoare vom vedea dacă vor apărea anumite situații. Va fi un aflux mai mare de călători, cu siguranță, în cele 17 aeroporturi. E un moment important, un moment istoric. Ministrul Cătălin Prădoiu, președintele Klaus Iohannis, președintele Senatului, da, general toată clasa politică, Luminița evident Odobescu, mai puțin AUR, ministrul Luminița Odobescu și colegii din opoziție, încă o dată mai puțin partidul extremist, cu toți în Parlamentul European am votat, ne-am mobilizat, fiecare când a avut portofolii ministeriale sau responsabilitatea guvernării a luptat pentru acest obiectiv.